În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacucernici părinți, preacuvioase părinte, iubiți credincioși, slavă lui Dumnezeu pentru aceste minunate clipe pe care împreună în această seară le-am trăit la frumoasa rânduială de slujbă care este taina Sfântului Maslum. Am venit cu toții bucurându-ne în casa lui Dumnezeu de ceea ce această rânduială liturgică ne pune înainte. O bogăție de cuvinte sfinte, o bogăție de program liturgic care are scopul sufletește să ne încarce, să ne îmbogățească. Și vis-a-vis de acest lucru, mă gândesc la ceea ce spunea Sfântul Proroc David în Psalmul 118, în versetul 162, adică cuvintele: bucura-mă voi de cel ce a aflat comoară, de cuvintele tale ca cel ce a aflat comoară mare. Și el medita la cuvântul lui Dumnezeu și această meditație în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu îi aducea multă bucurie și considera lucrul acesta ca o comoară. De aceea cred eu că în sufletele dumneavoastră, celor care frecventați des Sfânta Biserică, adică Casa lui Dumnezeu, aveți acest simțământ al bucuriei. Vă bucurați de cuvântul lui Dumnezeu, considerând că prin aceasta ați aflat o comoară mare. Aș zice chiar cea mai frumoasă și cea mai valoroasă comoară pe care o poate găsi omul pe pământ. De altfel, și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, la un moment dat, ne sugerează ca prioritate în viața noastră să avem un lucru foarte important și anume zice: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă. Ce am putea noi înțelege din aceasta? Că în viața noastră prioritar ar trebui să fie căutarea lui Dumnezeu, a împărăției lui Dumnezeu. Și aceasta presupune un gen de angajament pe care noi ne-l facem înaintea lui Dumnezeu, în fața conștiinței noastre, de a lucra cele sfinte și de a-L căuta pe Dumnezeu cât mai des posibil, pentru că Dumnezeu ne-a făcut, din punctul acesta de vedere, să trăim frumos viața pe pământ. Și mi-a rămas în minte câteva cuvinte din finalul celei de-a șaptea rugăciuni de la taina Sfântului Maslu, care, printre altele, spuneau așa: Doamne, n-ai zidit pe om spre peire, ci spre paza poruncilor tale și spre moștenirea vieții celei nestricăcioase. Fabuloase cuvinte! Deci Dumnezeu nu ne-a zidit spre peire, ci auziți spre ce? Spre paza poruncilor sale și spre moștenirea vieții celei nestricăcioase. Când Dumnezeu ne-a zidit spre paza poruncilor Lui, înseamnă că noi, în viață, trebuie să fim atenți, să avem această preocupare de a face voia Lui Dumnezeu, de a împlini poruncile Lui. Și vis-a-vis de poruncile Lui, în Sfânta Scriptură se spune că nu sunt grele. În momentul în care începi, funcționezi după poruncile Lui Dumnezeu, începi să simți că nu este atât de greu. Greu este pentru cei care n-au această preocupare, care nu se angajează în această lucrare, dar pentru cei care încep să lucreze cele ale lui Dumnezeu, parcă devin un firesc, devin o normalitate. Și omul înțelege că scopul lui pe pământ cam acesta ar trebui să fie, să facă voia lui Dumnezeu. De ce? Pentru că făcând voia lui Dumnezeu, așa în viața lui se pogoară binecuvântarea divină, coboară în viața lui Harul Duhului Sfânt. Și s-a mai amintit lucrul acesta de multe ori și îl mai amintesc preoții atunci când în cuvintele de învățătură vorbesc, arătând care este scopul vieții creștine pe pământ, este dobândirea Duhului Sfânt. Dar cum vine acest Duh Sfânt în viața omului? Atunci când omul ascultă de Dumnezeu. Într-o aceasta, zice Mântuitorul Iisus Hristos, se arată cel care mă iubește, care împlinește poruncile mele. Cel care nu le împlinește, faptic, concret, degeaba zice poate din vârful limbii că îl iubește pe Dumnezeu dacă nu face ceea ce îi se cere din partea lui Dumnezeu. Dar de multe ori nici nu este nevoie să mai vorbești, să dai dovadă verbală de faptul că îl iubești dacă tu împlinești poruncile. De la sine se înțelege
că făptuirea este aceea care dovedește și fără vorbe faptul că îl iubești și îl cauți, când asculți de cuvântul lui și îl împlinești. De aceea, una dintre lucrările acestea frumoase de a împlini voia lui Dumnezeu, de a descoperi în viața noastră calea pe care trebuie să mergem, este frecventarea la Sfânta Biserică. Când omul este credincios și răvnitor în căutarea lui Dumnezeu și își dorește să se mântuiască, una dintre preocupările lui este să vină să stea de vorbă cu Dumnezeu. Și locul în care cel mai potrivit este de a sta de vorbă cu Dumnezeu este casa lui, biserica lui. Când vrei să stai de vorbă cu cineva în tihnă, când vrei să-l găsești, când vrei să dialoguezi cu el, îl cauți acasă. Acolo este locul cel mai potrivit. Te duci acasă și acolo te întâlnești cu el și stai de vorbă cu el și auzi ceea ce ți se cere din punctul acesta de vedere. Și una dintre elemente, nu, spune, repet lucrul acesta, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură la un moment dat că nimic nu ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru. Absolut nimic nu trebuie. Nici o făptură omenească, nici o altă făptură vie de pe pământ, nici, știu eu, plante, animale sau altceva din conținutul acestei lumi, materie sau orice altceva, nu trebuie să aibă prioritate pentru viața noastră mai mare decât prioritatea trăirii într-un Dumnezeu. Toate trebuie să pălească, dacă pot să zic așa, ca prioritate înainte de a-L căuta pe Dumnezeu. Deci El trebuie să fie Cel pe care noi din toată inima, din toată ființa noastră, întâi de toate, să fie căutat de către noi. Vor veni încercări, vor veni ispitiri, va veni cel rău cu tot felul de sugestii, poate și el personal, poate și prin semeni de ai noștri, poate te miri prin ce obiect, materie sau lucru, făptură de pe pământ, care, prin care va încerca să înlocuiască ca prioritate slujirea lui Dumnezeu. Îți va da sugestii de felul acesta, adică știu eu, să te apropii mai mult de un alt lucru, să te alipești de el cu inima, să te gândești mai mult la lucrul acela sau la făptura aceea decât la Dumnezeu. Dar nu trebuie să fie așa. Din punct de vedere duhovnicesc, omul trebuie să înțeleagă că inima, că mintea, cuvântul și fapta, viețuirea noastră, ca prioritate trebuie să îl aibă în evidență pe bunul Dumnezeu. Și atunci, dacă se întâmplă lucrul acesta, toate elementele necesare pentru un trai decent, pentru o viață frumoasă trăită pe pământ, va fi primită de către om din partea lui Dumnezeu ca un adaus. Chiar așa este cuvântul. Toate acestea, dacă prioritatea nu este căutarea împărăției lui Dumnezeu, se vor adăuga vouă, vor fi un adaos, dar nu trebuie să ia locul priorității. De aceea, noi când venim, iată, la Sfânta Biserică, descoperim aceste lucruri și nu numai că le descoperim, ni le însușim, devin, repet, un firesc și o normalitate a vieții noastre. Și parcă mergând la Sfânta Biserică, îți vine să te duci tot mai des, te îndrăgostești tot mai mult de lucrarea aceasta duhovnicească. Spune și un proverb la un moment dat că pofta vine mâncând. Ei, și rugăciunea, din punctul acesta de vedere, crește ca dorință. Viața duhovnicească crește ca intensitate în momentul în care o făptuiești, în momentul în care o practici. Și tot așa atât de frumos spune Sfânta Scriptură prin glasul Sfântului Apostol Pavel. Ori de mâncați, ori de beți, ori altceva dacă faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Deci înțelegem că toate elementele care fac parte din viața noastră, toate acțiunile pe care viața noastră le făptuim pentru că suntem oameni și trebuie să trăim și pe pământ, toate cumva le punem la picioarele lui Dumnezeu. Le punem la picioarele Mântuitorului Iisus Hristos, arătându-i că noi le făptuim pentru că este normal să fie așa, dar înaintea tuturor este iubirea față de El, evlavia față de El, credința față de El, dragostea noastră față de El și slujirea. Și aceasta presupune o lucrare. Atunci când este un program de rugăciune în parohie și nu te împiedică serviciul pe care îl ai, din care îți câștigi pâinea cea de toate zilele, ci ești acasă și îți poți rupe din timpul tău acesta pământesc o oră și jumătate, două sau știu eu cât e programul liturgic,
alergi, cum spune psalmistul David, ca cerbul însetat la izvoarele apelor. Înțelegi că apa cea vie, darul Duhului Sfânt, binecuvântarea lui Dumnezeu se află în casa lui. Și atunci te dezlipești de cele ale lumii ăsteia și vii în casa lui Dumnezeu, despre care se spune într-una dintre rugăciunile din postul cel mare, că în casa slavei tale, stând în cer, asta ni se pare. Să știți că avem simțământul acesta, sentimentul acesta că stând în casa lui Dumnezeu, stăm în cer. De ce? Stăm în cer pentru că în casa lui Dumnezeu, care este biserica, se află Mântuitorul Iisus Hristos, se află Maica Domnului, se află Sfinții și ne aflăm noi cu toții care dorim ca atunci când vom pleca de pe pământ, din această lume trecătoare, făcând așa o paranteză, că spune Sfânta Scriptură, nu avem aici cetate stăutătoare, ci o căutăm pe aceea care va să vină. Închid paranteza, suntem conștienți că atunci când vom pleca de aici, suntem cei care ne vom duce la bunul Dumnezeu să dăm seama pentru cele făcute pe pământ. Și dacă le-am făcut pe cele bune, ne vom întâlni în împărăția lui Dumnezeu cu cei pe care i-am găsit aici, în casa lui Dumnezeu. Adică, repet, cu Mântuitorul Iisus Hristos, cu Maica Domnului și cu Sfinții. Devenim și noi casnici ai lui Dumnezeu. Facem și noi parte din frumusețea împărăției lui Dumnezeu și de numărul mare de cei mântuiți care sunt fericiți în vecii vecilor, nu? Că nu ne-a chemat Dumnezeu spre peire, ci spre paza poruncilor lui și spre moștenirea vieții celei nestricăcioase. Și în această lucrare trebuie să ne angajăm cu multă seriozitate. Și zic aici, o să intervine pe parcursul vieții pentru un om doritor din toată inima. Cum spune un alt text din Sfânta Scriptură, când vrei să te apropii să slujești Domnului, gătește-ți inima spre ispită. Să nu credeți că atunci când te angajezi într-o viață duhovnicească nu vor fi încercări și ispite. Ba da, poate vor fi mult mai multe decât atunci când nu ți-ai dorit să trăiești cu Dumnezeu și să te mântuiești. Pentru că atunci multe din personajele, mulți din diavolii care se află în iad vor veni, se vor răscula împotriva ta. Pentru că tu vrei să te mântuiești, să nu mai fii al lor, să nu-i mai slujești. Și atunci când vor vedea că vrei să devii un ostaș al lui Hristos, care lupți pentru cer, pentru mântuirea sufletului tău, se vor răscula împotriva ta. Te miri în ce formă, dar nimic nu trebuie, cum spuneam mai la început, să ne desparte pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru. Să avem traseul nostru bine gândit, știm calea, știm ținta unde trebuie să ajungem, adică la Dumnezeu, ne cunoaștem scopul nostru, că vrem să dobândim Duhul Sfânt și să ne mântuim și atunci să nu lăsăm pe nimeni să ne împiedice. Pentru că dacă vom lăsa să ne împiedice, vrăjmașul va găsi o mulțime de motive, o mulțime de oameni poate, de personaje din jurul nostru, care chipurile, poate cu bună intenție, poate din neatenție uneori, se vor interpune și ne vor pune piedică. Știm cu toții din experiență că din punct de vedere numeric, ca număr, nu merg foarte mulți oameni la biserică. Gândiți-vă că se întâmplă exact ce s-a întâmplat cu cei 10 leproși care au venit la Mântuitorul Iisus Hristos și i-au cerut să-i vindece. Și nu, pe traseu, ce le-a spus Mântuitorul? Merge și arătați-vă preoților. Că așa era rânduiala. Preotul trebuia să fie acela care valida o vindecare și dacă considera și constata că omul este tămăduit de boala leprei, el spunea că da, acum se poate reîntoarce înapoi în societate, în familia lui. De aceea îi trimite Mântuitorul Iisus Hristos pe acei 10 leproși să se arate preoților și pe traseu ei se vindecă. Clar, preotul i-a văzut, dar din traseul acelor 10 leproși, numai unul se întoarce înapoi să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru că a fost vindecat. Și ce spune Mântuitorul Iisus Hristos? Cei 9 unde sunt? Au nu toți s-au vindecat? Cum de s-a găsit numai acesta unul și culmea care era de al neam să vină înapoi și să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru darul tămăduirii, pentru binecuvântarea aceasta de a fi vindecat de boala care o avusese? Numai unul. Ce înseamnă unul din 10? Înseamnă ca procent 10%, nu? Ei, dacă ne gândim bine de punct de vedere al frecvenței reale la biserică, de a merge la biserică, de a se angaja omul în lucrarea mântuirii, să știți că cam același procent se respectă. Așa a fost și înainte, acum îi și acum și așa va fi probabil. Nu știm cum va fi în viitor, dar până acum cam așa s-a dovedit. Dacă într-o parohie, spre exemplu, sunt, să zic aproximativ, 1500-2000 de locuitori, știți câți merg la biserică? Cam 150-200. Cam aceasta e frecvența, cu excepția de Paști,
în noaptea de înviere sau știu eu de bobotează sau rar de 2-3 ori pe an este mai consistentă numeric frecvența. Exact lucrul acesta se întâmplă. Aceasta că arată sau dă dovadă faptul că nu toată lumea se angajează în această lucrare duhovnicească. De aceea, pentru cei care înțeleg, pentru cei care conștientizează valoarea unei asemenea lucrări, frumusețea ei și, bineînțeles, beneficiul la final, că este câștigarea împărăției lui Dumnezeu, aceștia trebuie să își atingă țelul, să meargă înainte fără să-și plece în dreapta sau în stânga, urechea când li se va sugera, pamu, ce să te duci așa de des? Lasă că e bine și mai te duci mai târziu, te duci de altă dată. Acum săptămânal te duci la liturghie duminica, acum te mai duci la taina Sfântului Maslu, mai mergi la câte o priveghere sau la o vecernie. E cam mult, acum tot la biserică, tot rugăciune. Se poate și cu mai puțin. Nu se poate. Când vrei să te mântuiești, râfna inimii îți spune, conștiința te îndeamnă, cât poți să faci. Dacă ai timp, te duci, nu te lași. Pentru că este o vorbă, nu? Sau un proverb care zice, nu? Că gura lumii și drumul țării nu oprește nimeni. De aceea, ispite de formă acestea vor veni din partea lumii. Și aș vrea să închei vis-a-vis de aspectul acesta de a înțelege că trebuie să ne vedem de traseul nostru când vrem să ne mântuim și al lucrul acesta vi-l spun pentru dumneavoastră care știu că veniți cu drag și frecventați cu multă iubire Biserica lui Dumnezeu și vă rugați și îl căutați. Și când veți întâlni ispite de formă aceasta, când cineva va încerca să vă bace bețe în roate, să vă împiedice să veniți atât de des, să nu-i ascultați. Să știți în viață ce vreți, să știți ce așteptați de la viața duhovnicească, din partea lui Dumnezeu și să vă atingeți scopul. Poate ați mai auzit întâmplarea aceasta, în care se spune că erau doi tineri și după ce s-au căsătorit, părinții le-au dat o casă și de obicei, atunci când doi tineri se căsătoresc și merg la casa lor, își îmbunătățesc lucrurile din casă sau și-o rânduiesc frumos ca să aibă un început bun în viața lor. Și și-au rânduit lucrurile tinerii așa cum au considerat în casa lor, să fie ca tihnă, ca viețuire cu pace în casă și cu folos. Și pe lângă lucrurile pe care și le-au amenajat acolo în casă, într-un colț a unei camere foarte frumoase, și-au rânduit acolo o sobă, ca să fie pentru căldura camerei respective și pentru, știu eu, să gătească ceva de mâncare acolo și să fie spre bucuria și împlinirea lor. Și după ce și-au terminat de pus la rând lucrurile, și-au chemat vecinii să vadă lucrurile pe care le-au făcut în casă și să le arate cât de frumos și le-au rânduit. Au venit vecinii, s-au uitat, impresionați de tot ce au făcut acolo, dar zice, știți, e un lucru, zice, parcă nu în regulă. Soba parcă nu trebuia să fie pusă în colțul acela, trebuia în celălalt colț. Tinerii s-au gândit, nu, interesant, noi ne-am gândit că e bine, dar hai să facem, zice, cum o zic vecinii. Au stricat soba, clar soba avea și horn, trebuie să decupeze tavanul, de săcuși și hornul, l-au mutat pe colțul unde au zis vecinii. După ce au terminat, reparat tot, clar, o altă investiție, bătaie de cap, dar au finalizat lucrarea. După ce au terminat de finalizat lucrarea, și-au chemat niște rudeni apropiate să le arate cât este de frumoasă casa pusă la rând. Au venit aceia impresionați și ei de lucrarea săvârșită, dar zice, știți, nu știu de ce așa avem impresia că parcă nu-i la locul ei soba aceea, trebuie în colțul celălalt. Tinerii, după ce au plecat în neamurile, au stricat din nou soba, au stricat hornețul și l-au mutat în colțul celălalt. Le-au rânduit pe toate și s-au gândit acum să-și cheme niște prieteni. Deci chemase vecinii, chemase rudenile și acum au chemat prietenii. Au venit prietenii impresionați de toate lucrările acolo. La final zice, nu știu, soba asta parcă nu e la locul ei. Zice, era mai bine, cred că, zice, în colțul celălalt. Au desfăcut-o și când s-o mute dincolo, n-a mai fost bună de nimic. După a treia mutare, deja și cărămizile, și șamotul, și toată lucrarea lor, tot materialul de acolo, mutându-l, stricându-l, demontându-l și făcându-l din nou, s-a degradat. Investiție mare, bătaie de cap și pierdere mare. Și la final zice, na, te-ai luat după unul, te-ai luat după altul, te-ai luat după celălalt. Deci din punctul acesta de vedere, ce putem învăța de aici? În viața duhovnicească trebuie să știi ce vrei. Să nu te iei după gura lumii și după drumul țării. În inima ta tu ești conștient că lucrarea duhovnicească pe care o săvârșești este bună, plăcută lui Dumnezeu, pozitivă și la final cu roade. Folositoare, că mai zice unul nu știu ce, că îți mai comentează celălalt, că îți dă alte sugestii, că te judecă, că te vorbește de rău, că îți bagă bețe în roate și încearcă să te împiedice, îl lași să zică, că poate el acum nu înțelege, mai târziu poate va înțelege și el și îi va părea rău
că te-a ispitit pe tine, când și El va înțelege că trebuie să meargă pe urmele a ceea ce săvârșești tu acum, adică pe urmele lui Dumnezeu, în calea lui Dumnezeu. De aceea, în viața duhovnicească, trebuie să avem foarte bine trasat traseul. Să ne rugăm, să frecventăm biserica, să postim, să lecturăm, să medităm la cele sfinte, pentru că viața este scurtă și, repet ce spuneam mai la început, nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea care va să vină. Și când știi ce ai de făcut în viață, nu mai ai alte griji. Grija cea mai mare pentru tine care devine ca prioritate, căutarea împărăției lui Dumnezeu, și când așa ne trăim viața, ce se întâmplă cu celelalte elemente ale vieții? Toate celelalte se vor adăuga nouă. Să dea Dumnezeu ca așa să fie. Amin.